Boala arterială periferică sau ateroscleroză obliterantă reprezintă o patologie care afectează arterele, vasele sanguine, responsabile pentru livrarea sângelui, bogată în oxigen și nutrienți, către organe și țesuturi. Din cauza depunerii de colesterol pe peretele arterial are loc formarea plăcii aterosclerotice, care duce la îngustarea, apoi la blocarea totală a vasului sanguin. Cauzele și factorii de risc a bolii arteriale periferice sunt hipertensiune arterială, fumatul, diabetul zahărat, colesterolul înalt, boala renală cronică, sexul masculin, vârsta peste 50 de ani, sedentarismul, stresul cronic și obezitatea. Boala arterială periferică se manifestă clinic prin următoarele simptome: dureri la mers, la nivelul mușchilor fesii, la nivelul mușchilor coapsii și la nivelul mușchilor gambii, sau dureri în repaus la nivelul mușchilor gambii și plantelor, la fel pot să apară ulcerații la nivelul deșilor sau gangrena deșilor la nivelul picioarelor. Pacienții cu factorii de risc, indiferent de sex, după vârsta de 50 de ani, trebuie să fie investigați prin ultrasonografie duplex arteriilor membrilor inferioare o dată la 6 luni. În caz de depistare a stenozilor, îngustărilor arteriilor magistrale a membrilor inferioare, mai mult de 50%, pacienții necesită consultația chirurgului vascular pentru determinarea tacticii de tratament. Dacă se stabilește că pacientul necesită un tratament invaziv, tipul de intervenție, endovascular sau chirurgical, se stabilește după efectuarea angiografiei prin computer tomografie a arteriilor membrilor inferioare. În dependență de rezultatele obținute în timpul investigațiilor, pacientului poate să fie propus tratament medicamentos, tratament endovascular prin angioplastii și aplicarea de stent la nivelul arteriilor membrilor inferioare sau tratament chirurgical prin bypass.